tău preferat. Poate să fie și un supererou. Hai? Sau poate am acum, sigur că e să vorbim de... Zic că mai am întrebări de pus și... Da, Gandhi mi se pare... Ah, ce frumos! Mi se pare, prin revoluția lui tăcută, un erou în adevăratul da, sens al cuvântului. Da, ai ceva din Gandhi, așa este. Ai dreptate, da. Eu cred că da. Zi-mi un obiect pe care l-ai păstrat din copilărie. Un obiect. Și ai zis, nu, cumva copilul va atinge de ăsta, lăsați-l acolo, îmi puneți mâna. Nu. N-ai niciun obiect din copilărie? Am avut o pereche de șpilhoze, nu o să râzi. Da, m-au legat enorm de multe lucruri și cred că eram... m-am mutat din ultima casă, deci până prin 2005 am descoperit acești șpilhozen din piele primiți de la Hanții din Germania. Aia, păi vezi, adică era de la pachet. Mai i-am adică purtat de... până târziu, deci i-am primit prin, pe la 7 ani și eu în clasa a 6-a mai aveam șpilhozen. Toate fetele își dau de mine. Erau... Vă uitați până să vedeți ce e un șpilhozen asta. Da, mă amuză erau din aia nițești original și deja eram puber, așa, o colegă de-a mea a râs de faptul că purtam șpilhozen și atunci am aruncat, dar i-am păstrat, am ținut foarte multă vreme la... Și din acel moment eu n-am mai purtat pantaloni scurți. Din momentul în care colega mea a râs de șpilhozenii mei, asta adolescent tânăr, matur, eu n-am mai purtat pantaloni scurți. Mi-aș dori toți bărbații să fie avut un șpilhozen și să nu-i mai văd în pantaloni scurți niciodată, oricât de cald ar fi afară. Ultimul serial pe care l-ai urmărit. M-am uitat la Pope, la... la tânărul papă. Tânărul papă, Ian Pope. Impresionant. Absolut. Impresionant da, din toate punctele de vedere. Producție, investiție. Mi se pare inspirată ideea. Da, serialul foarte de... ingenioasă ideea. Da. Da. Sorrentino, un regizor și un scenarist absolut ieșit din comun. Foarte bun. Există un sunet preferat? Există un sunet care ți-e foarte drag? Sau care ți inspiră ceva? Sau care ți aduce aminte de ceva? Deci un sunet, nu un... Toată lumea se gândește că acum la un, la un parfum sau la un gust, așa, știi? Nu, 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 Madlena nu chiar la sunet, da, de asta întârzi cu răspunsul. Da. Da, țin să reamintesc spectatorilor că sunt ardelean. Da, ne-am prins, pe Harton de Bistrița. Un sunet. Vin cu răspunsul mai târziu, dacă mă îngăduie. Ok, bine. La ce film ai plâns cel mai mult? De-a lungul vieții, nu acum. Mai plâng, odată cu vârsta mai plâng. Da, nu cu care legătură. Știi că multă lume își imaginează că plângi mai mult când trec ani. Nu are legătură una cu alta. Plângi în egală măsură și în copilărie. Sau există oameni care nu plâng niciodată și mie, mi se pare că în categoria cea mai îngrijorătoare. Da, mai plâng. Inclusiv aduc în discuție ultimul moment pe care l-am traversat împreună cu Festivalul Filmului de la Timișoara și la întoarcerea femeii plecate în lagăr am plâns în hohote. A fost o întâlnire mută între ea, părinți și fiică. Da, era foarte complet. Și o actriță care semăna mult cu Lumința Gheorghiuș, cu o intensitate foarte mare așa în persoană și simțeai că ai fost și tu acolo și că ai suferit cu ea și că da, mi s-a părut foarte interesant filmul unguresc. Cea mai mare slăbiciune a ta? O, Doamne, nu ne spune. Cum să alegi din răzătate slăbiciune? E așa de multe slăbiciuni, da? Ok. Da. Acum, dacă mă duc corect în semnificația cuvântului, sunt ușor de capacitat, adică... Da, bun. Reușesc... Păi, de-aia a venit și la noi. Reușesc la să-mi dau seama. Și la Happy Cinema, adică cu totul așa. Da, nu prea pot să spun nu. Dacă e și discursul și chiar dacă simt că e dublu sau e ipocrit, tot zic da. La noi nu. Nu era o aluzie. Persoanele de față, de asta sexul, și de clar, da. Așa, ce te enervează cel mai tare la tine, în afară de faptul că spui cel mai repede da? Ce mă enervează cel mai tare la mine? Că de multe ori sunt reactiv,
Chiar oare, m-am... da? Da, da. Acum, sigur că reactivă nu sunt... Reactivă ardeleană, adică e ceva o contradicție în termen. Da. Mi-aș dori să am puterea să mai amân momentul în care reacționez. Pentru că dacă la mâini, reacția devine acțiune. Ai timp să o treci prin filtrul gândirii, să poți într-un fel sau altul avea o privire distantă, nu atât de amprentată emoțional. Și reacționez. Nu sunt foarte fericit. Acum, sigur că sunt interesat de situațiile și relațiile la care țin foarte tare. Mă refer la copii sau la apropiați, prieteni, colegi. Uneori reacționez și asta mă deranjează, dar sunt în training. Adică cel puțin în ultima vreme m-au traversat vreo 5-6 situații puternice la care n-am reacționat. Am ținut cu mine. Foarte bine. E un gust plăcut ăsta. E și frustrant să nu reacționez. E uneori mai stresant decât toate celelalte. Dacă ai avea de ales între a merge în viitor sau în trecut, ce ai alege? Te-ai teleporta. M-aș aprofunda, m-aș scufunda în prezent. În prezent? Da. Aha, uite ce chestie, Nana. Și dacă ar fi să-ți alegi un loc, de exemplu, unde te-ai simți happy pentru o vacanță? Grecia. Fără îndoială, okay. Grecia. Dar nu vreau să trecem peste asta cu prezentul. Te rog. Știi, se întâmplă, apropo de slăbiciuni care nasc reproșuri și frustrări. Prezentul ăsta acum, pe care noi îl traversăm, e atât de plin de informație și de energii reale. Inimile noastre bat, respirăm, planetele se învârt, sunt miliarde de informații care vin către noi, gânduri, vin din memorie. Și toate astea le ratăm, din pricina faptului că nu avem știința de a rămâne în prezent. Ori ne ducem în trecut, pentru că ceva ne-a deranjat la prezentul ăsta absolut minunat și spectaculos și necunoscut, ori ne ducem în viitor și prefigurăm, într-un fel sau altul, o mai bună condiție. Capacitatea de a te lăsa în prezentul care, repet, e plin de informație și energie misterioasă, de bun augur. Asta ne lipsește. Asta îmi lipsește. Nu vreau să arunc Nu, vina. Cred că o să se mai gândească multă lume la... Și mi-ar plăcea să am puterea și știința de a mă scufunda în prezentul actual, care, fără îndoială, că îți aduce lucruri bune. Pentru că trecutul e mort, viitorul e mort. El nu există și oricum se prefigurează în prezent. Da. Dacă mă gândesc la trecutul, acum mă gândesc. Brad Pitt sau Marlon Brando? Marlon Brando, așa. Și Brad Pitt. Așa, adică, și e greu de ales. Da, acum vedeți, am acționat prostește, că da, Marlon Brando e puțin... Da, numai primul foarte răspuns bun, contează. Foarte bun și Brad Pitt. Impresionant și... Ce alege? Să poți zbura pentru o zi sau să fii invizibil pentru o zi? Să fiu invizibil, pentru că azi dimineață mă gândeam cum ar fi să poți să zbori. Îți dau cuvântul meu de onoare, că, mă rog, nu o dezvolt, dar mă gândeam să am o discuție cu fiicelul meu și să-l întreb așa. Dacă tu ai putea zbura, ce alege? Să te duci să faci cumpărături vecinilor, țigări, ulei, lapte, zahăr cu știința asta a zborului, sau ai face ceva major care realmente să se prefigureze? Superman, ca... adică, da. Da, dar să fiu invizibil. Ce alege? 5 ani în același serial sau 5 filme de lungmetraj? 5 filme de lungmetraj. Acum, dacă ar fi vorba de Young Pope, poate că 5 ani în același serial. Vezi? Ca să vezi ce înseamnă. Da. Mai sunt și altele. Și ultimele. Să continui o frază. Cercetătorii britanici, ce alege să descopere? Cercetătorii britanici să descopere posibilitatea de a înțelege acest mecanism absolut extraordinar care e ființa umană și care e insuficient investigată, și măsura în care cercetătorii britanici ar livra știința folosirii celui mai fenomenal mecanism din univers, viața noastră s-ar reconfigura. Nu există nimic mai drăguț pe lumea asta decât omul. Cine se trezește de dimineață
Înseamnă că s-a trezit de dimineață. Da, înseamnă că nu întârzie. Nu e adevărat. Uite, cea mai bună dovadă ești tu. Da, absolut, așa e, că de trezi m-am trezit. Deci sunt vremuri în care totul este impredictibil și lucrurile sunt răsturnate. Când eram mic, mă gândeam că e posibil să... Când eram mic, mă gândeam că e posibil să fiu mare. Aha. Când eram mic, mă gândeam că e posibil să schimb lumea. Mm-hmm. Și mi-am dat seama că de fapt lumea e foarte bună și că eu ar trebui într-un fel sau altul să mă schimb, să înțeleg această lume absolut extraordinară. Eu aș încheia spunând doamnelor și domnilor că el a schimbat lumea cu fiecare film în care a jucat, pentru că ne-a făcut mai buni și mai ales ne-a făcut să medităm mai mult la tot ceea ce facem. El acum nu mă vede, nu mă aude, nu așa, pentru că e foarte sincer ce spun, pentru că altfel te trăsnește. Îți mulțumesc mult! Eu îți mulțumesc foarte mult!